Aici în centru Maria Beatrice de un an și jumătate, și chiar am văzut progrese la Iustin și suntem chiar mulțumiți de acest centru și venim cu mare drag, fiindcă se lucrează cu copilul mult mai mult decât în alte centre de recuperare. Iustin chiar este bucuros că după fiecare gimnastică ei sunt motivați, au aici un fel de joc interactiv care el chiar îl denumește miracolul centrului. Nu știu, Iustin a mers prin foarte multe centre, a făcut multe intervenții chirurgicale și acum sperăm cât de cât să-și dea și el drumul. Frecventează o școală normală și acum din toamnă va trece în clasa 5-a, poate va fi mai greu. Noi de regulă venim numai când el are vacanțele. Deci trebuie să ne adaptăm în funcție de vacanțe ca să putem să venim cu el la recuperare. Acasă facem și la domiciliu și în alt centru. Dar aici venim mai mult pe perioada vacanței. Acasă unde? Acasă la Târgu Jiu. La Târgu Jiu. Deci el... Am fost aici în iulie, am plecat la Techirghiol și de la Techirghiol am venit aici. Cât a costat? Păi, în general, anul ăsta a fost mai costisitor, fiindcă a avut și o intervenție făcută la Chișinău și cam 300 de milioane, cam așa ajunge pe an, adică anul ăsta. Anul trecut, cam în jur de 200. Și sperați la o recuperare? Da. Este visul nostru și sperăm să fie din ce în ce mai bine și să fie un copil normal. Îi place foarte mult și calculatorul, deci e chiar pasionat și sperăm să-și urmeze visul. Da, să fie în continuare, să-și facă și un liceu și o școală și o facultate. Mi-am lăsat serviciu. Da. Eu la vârsta lui de 4 ani a trebuit să renunț. La grădiniță, la școală, stau acolo cu el și mai departe. Problema este numai motorie, nu? Motorie, da. El a avut un accident vascular cerebral la naștere și de-abia la vârsta de un an am depistat diagnosticul lui. Mult prea târziu, așa au spus medicii, că dacă depista mai devreme și făcea gimnastică mult mai intens, fiind mai micuț, se recupera mult mai repede. Oricum, s-a recuperat, fiindcă el nu prindea nici jucării bine în mânuțe, nu-și folosea mânuțele, acum scrie, citește, socotește. Suntem chiar mulțumiți de el.